Vă salut! Am aici pe masă două drujbe, drujba chinezească Blade și drujba Makita și trei lanțuri. Un lanț pe drujba chinezească, un lanț pe drujba Makita și unul care urmează să-l pun pe una din drujbe. Ce vreau să fac cu lanțurile astea? Dacă vedeți, sper să și arate telefonul. Aceste lanțuri au ajuns aproape de limita de ascuțire, da? Sunt aproape la limită. Ca de obicei, telefonul meu face figuri, da? Vedeți că nu mai are foarte mult dinte și e aproape de limită. Ce experiment vreau să fac eu cu ele? Acest lanț după drujba Makita e un lanț care l-am ascuțit eu de nou și ascuțindu-l i-am polizat și acești limitatori. Da? Acesta este limitatorul. Vedem aici la vârfușul belniței. Pe parcurs ce am ascuțit dintele, am polizat și limitatorul. Și lanțul merge foarte bine, deși a ajuns la limită, dar pot să-l mai folosesc. La acest lanț de pe drujba chinezească, vedem că și el a ajuns la limită, dar nu vrea telefonul ăsta să îl arate. Da? Vedeți acolo acel semn? Ei, lanțul ăsta nu e ascuțit de mine de nou, a fost ascuțit de taică-miu și, după cum se vede, nu prea a păstrat el unghiul perfect, dar nu asta e ideea. În schimb, la lanțul ăsta nu i s-a luat niciodată limitatorii și îi are exact așa cum au fost ei. Vedem limitatorul acesta aici, da, la degetul meu. Deci limitatorul ăsta nu a fost polizat niciodată. Iar la acest lanț, care și el a ajuns la limită, după cum vedeți, ce am făcut eu? I-am polizat limitatorii la polizor. Dacă vedeți, i-am luat la polizor foarte mult, vedeți? Aproape la maxim. Și acum ce vreau să fac, o probă cu ele, să vedem cum merge lanțul de pe drujba Makita cu limitatorii piliți la dimensiunea care trebuie, lanțul de pe drujba chinezească fără limitatori piliți și a ajuns la limita de uzură și acest lanț pe care o să-l pun tot pe drujba chinezească a ajuns la limita de uzură, dar cu limitatorii polizați la maxim, ca să vedem rolul acestor limitatori. Ei au un dublu rol, din câte știu eu. Unul, să mențină o linie de tăiere a dintelui. Da? Să nu-i permită dintelui să se înfigă mai mult decât trebuie să taie el. Și cel de-al doilea rol ar fi unul anti-recul, și anume nepermițându-i dintelui, aici la vârf putem să vedem, nepermițând dintelui să se înfigă mai mult decât trebuie, atunci ne ajută la evitarea reculului, și anume în momentul în care dintele ăsta, dacă nu ar avea pintenul, s-ar înfige foarte mult în lemn. Datorită inerției, drujba ar sări în sus și atunci ar exista riscul, și există riscul chiar și așa, dar fără acest limitator ar fi mult mai mare riscul de a ne trezi cu drujba cu lanțul, de fapt, în cap. De aceea are și această frână antirecul. Da? Și acest limitator, unele lanțuri, cum este acesta, putem să vedem că are limitatorul acesta al zalei, plus încă unul, care la fel ne ajută împotriva reculului. Așa că am să iau drujbele, mergem la lemn și facem un test, să vedem cum funcționează și cum taie fiecare lanț și să vedem dacă contează pilirea acestor limitatori. Pe la noi, pe aici, bătrânile mai zic și babe, pilirea acestor babe sau nu, dacă are
sau nu importanță. Am să pun o pauză, mă duc, pregătesc lemnul și drujbele, după care revin cu testul final. Deci, am pus lemnul aici, un lemn de fag uscat, aproape uscat, care a trebuit să-l crăp pentru că era destul de mare și nu-l prindea suportul meu. Da? Avem aici drujbele. O să încep cu prima dată cu drujba electrică Makita, la care v-am spus că lanțul e ascuțit așa cum zic eu că trebuie. Da? O să pun telefonul aici la suport. Sper să și vadă. Super suportul ăsta și să începem. Da, trebuie să o și punem în priză ca să meargă drujba. Deci, se vede tăietura, destul de fină și destul de frumoasă. Și vedem și rumegușul, care la cât e de tocită zala sau zaua, tăietoare, eu zic că scoate destul de mult. Acum să trecem la drujba chinezească. Deci asta a fost tăietura cu drujba chinezească. În ciuda așteptărilor a mers destul de bine, dar vedem că tăietura e puțin mai urâtă și putem vedea, dacă ne uităm aici la rumeguș, vedem că e mult, mult mai mărunt decât cel făcut cu drujba electrică, care are limitatorii poliza, da? Vedem. Este mai mult praf, datorită faptului că dinții nu se mai pot înfige atât cât ar trebui. Mai sunt și dinți care mai taie, vedeți aici, strujarele astea, dar sunt și mulți care nu mai taie cum trebuie. Acum am să pun pauză, mă duc să montez lanțul cu limitatorii polizați la maxim pe drujba chinezească, să vedem cum merge. Deci am pus
lanțul pe drujba chinezească. Acum să-i facem și proba. Ce aștept eu să se întâmple este ca lanțul să fie prea lacom și să meargă motorul mai greu. Acum rămâne de văzut, să vedem. Deci, exact cum am zis, lanțul e prea lacom și motorul nu poate să-l ducă, să vede și după tăietură cum s-a înfipt. Vedeți? Diferențele între cele trei tăieturi, prima cu drujba electrică, cu lanțul ascuțit cum trebuie, cea de-a doua cu limitatorii nepolizați, și o vedem și pe cea de-a treia cu limitatorii polizați la maxim. Deci se vede cât de aiurea a mers lanțul și probabil s-a și auzit, și vedem și rumegușul. O, uitați. Da? Așa ar trebui să scoată un lanț bun rumegușul, dar ăsta l-a scos aiurea pentru că limitatorii sunt polizați. Uitați, odată mărunt, odată mare. Deci, concluzia care este? Nu umblați la limitatorii lanțului dacă nu știți să îi ascuțiți, și dacă nu aveți, o să vă arăt imediat cu ce îi ascut eu, nu mai pun pauză. Cu ce pilesc eu limitatorii. Am cumpărat această unealtă care se numește leră, și cum ascuțim limitatorii cu ea, foarte simplu, adică îi ascuțim, îi pilim, se pune pe dinți și vedeți că acolo în capăt limitatorul iese la ras aici. Și cu o pilă lată se polizează, se pilește până când nu mai agață pila în acest canal. Eu vă recomand să nu piliți cu lera pusă, ci doar să verificați cu ea, o puneți, piliți o dată de două ori, după care o puneți din nou, iar o mai piliți, iar o mai puneți, pentru că dacă pilim cu lera pusă pe lanț, o pilim și pe ea. Și atunci pilirea limitatorilor nu o să mai fie corectă, pentru că ea se subțiază
și ne lăsăm din ce în ce mai mult. Da, eu așa procedez. O pun, verific dacă agață, dau o dată de două ori cu pila, după care o pun din nou. Mi-am cumpărat și o pilă specială diamantată, pentru că nu orice pilă se prinde de lanțul ăsta, nu de ăsta neapărat, ci de oricare lanț anume. Da? Și așa se pilește limitatori. Nu îi piliți după ureche sau după oechi, pentru că ați văzut ce se întâmplă. Mai bine îi lăsați așa și ascuțiți bine lanțul, decât să umblați la ei și să îi piliți aiurea, pentru că prăpădiți lanțul. Ăsta eu mi-am permis să-l prăpădesc, pentru că, după cum vedeți, e un lanț terminat, nu mai are viitor, dar chiar și așa, cu limitatorii polizați prea mult, nu mai face niciun fel de servicii. Dacă ați avut răbdare și ați vizionat, vă mulțumesc și vă aștept și la următoarele clipuri. La revedere!